ziua, deschidem ședința în data de 28.09.23. Suntem prezenți cea 14, 12 în sală și 2 voturi online. Dăm cuvântul domnului Răzvan, un pic în deschidere înainte, ca să prezinte ceva, că se grăbește și apoi ne continuăm ședința în mod obișnuit. Vă mulțumesc frumos la rugămintea doamnei Elena, colega noastră, de la compartimentul social. M-a rugat să vă transmit, mâine oficial se va deschide proiectul pe asistență socială și sunteți și dumneavoastră invitați la ora 13 aici la Centrul Cultural, împreună cu invitații dumneei și persoane din comună care vor veni împreună cu copii de la școală, intrare liberă, toată lumea are acces. Așa că dacă puteți, cu mare drag vă așteptăm la ora 13 mâine. Mulțumesc! Mulțumesc. Da, niște precizări, că e vorba de proiectul care l-a votat dumneavoastră cu îngrijitorii la domiciliu, cu îngrijirea la domiciliu sau a fost concurs pentru îngrijitorii la domiciliu, sunt 4. S-a făcut selecția pentru persoane, mai sunt nevoie, dacă cunoașteți persoane care au nevoie, da. Da, au nevoie de îngrijire la domiciliu, sunați pe colega noastră Elena Ungureanu să meargă să facă o anchetă acolo, să facă fișa respectivă care trebuie pentru proiect și să intre în acest program. Sunt locuri pentru îngrijirea domiciliu. Doamna Elena, avem? Sunteți pe fix. Pe fix la primărie. Dar de asta și vă dă la dumneavoastră. O să prezinte mai multe dumneavoastră mâine. Păi bine să nu dați și dumneavoastră, mai știți de cine, care sunt bătrâni, care au nevoie, care... Da? Păi da. Ok. Mulțumim, domnul Răzvan. Mulțumesc și noi, domnul Răzvan. Vă stau aproape aici. Mai bine. Având în vedere că avem multe proiecte pe ordinea de zi, domnul primar mai întârziu un pic este la Ecosud, la rampă, cu mașinile de noi pentru vântar. O să încep eu. În primul rând avem volum, avem în vânzare de domeniu privat, unde avem nevoie de 11 voturi, deci suntem suficienți în sală pentru a putea fi dezbătut și pus aprobării proiectul respectiv. Pentru celelalte intră sub incidența articolului 5CC din codul administrativ cu majoritate absolută. Am primit avizele favorabile de la toate trei comisiile. Avem anunțat un conflict de interese a domnului consilier Berușcă pentru proiectul cu vânzarea lotului concesionat. Deci dumnealui nu va dezbate, nu va vota, nu luăm considerare la vorum. Dacă mai știți dumneavoastră că sunteți în conflict la vreun lot, da. Și domnul Marcu este, își anunță conflictul de interese pentru proiectul numărul, nu mai știu, proiectul numărul 71. Nu, 72. Tocmirea documentației pentru concesionarea unei suprafețe de teren. Deci avem două conflicte, dumneavoastră la fel. Nu votați, nu dezbateți, fără întrebări. Cam astea ar fi. Prezentăm proiectul de ordine de zi, având toate avizele favorabile de la comisii. Ședința ordinară din 28 a fost convocată conform dispoziției primarului 128 din 22 a 9-2023, ce pe proiect de hotărâre numărul 68 privind aprobarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea de gaz grid pentru suprafața de 59,20 m² din terenul cu numărul cadastral 64221, partea domeniului public al comunei Mântura, pentru lucrarea extindere rețea de distribuție gaze naturale 7 branșamente în satul Trihan, Straga Grădiniței. Proiectul numărul 69 privind stabilirea unui mandat special al reprezentantului UAT Comuna Mântura pentru ședința adunării generale din acționarilor CRAP din data de 2-10-2023 sau din 3-10-2023, dacă nu este întrunit vorul. Inițiator, domnul primar. La primul tot, domnul primar este inițiator. Proiect de hotărâre numărul 70 privind desemnarea de reprezentanțe ai Consiliului Local Măgura ca membri în Consiliul de Administrație și Comisia
de evaluare și asigurare a calității a școlii gimnaziale Emil Brăiescu pentru anul școlar 2023-2024, proiect care ne avem în fiecare an. Proiect de hotărâre numărul 71 privind aprobarea vânzării unui teren concesionat aparținând domeniului privat al Comunei Măgura, pe care sunt edificate construcții. Inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre numărul 72 privind întocmirea documentației pentru concesionarea unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Comunei Măgura, județ Bacău. Inițiator domnul primar Costă Șezdache. Proiect de hotărâre numărul 73 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economice ai proiectului liste de investiții prioritare a valorilor investițiilor referente Comunei Măgura și a participării Comunei Măgura la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată al județului Bacău în perioada 2014-2020, inițiator primar Costel Șezdache. Proiectul numărul 74 privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatul reprezentantului Comunei Măgura să voteze în faga ADIP aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. Inițiator domnul primar Costel Șezdache. Proiect de hotărâre numărul 75 privind punerea la dispoziție SECRAB a terenurilor aferente investiției în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020, în primar Costel Șezdache. Proiectul numărul 76 privind însușirea și confirmarea identității unor bunuri care aparțin domeniului public al Comunei Măgura, județul Bacău, inițiator primar Costel Șezdache. Proiectul numărul 77 privind aprobarea alocării în vederea construirii unui lăcaș de cult în satul Trihan, Comuna Măgura, județul Bacău, inițiator primar Costel Șezdache. Proiectul numărul 78 privind alocarea unei subvenții din bugetul local pentru finanțarea serviciului de salubrizare. Inițiator primar Costel Șezdache. Și ultimul proiect pe înscris pe proiectul de ordine de zi este numărul 71, privind rectificarea numărul 3 a bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a Comunei Măgura, județul Bacău, inițiator domnul primar. Supunem la vot proiectul de ordine de zi. Cine este proiectul? Abține? Împotrivă? Deci avem... Dar trebuie să o vedești asta. Prezentatorul de la zi, putem trece la primele proiecte. Păi, haideți, dacă să începem cu rectificarea că avem doamna contabilă și doamna primară. Două proiecte. Ultimele două. Suntem de acord să începem cu ultimele două, ca apoi să... Asta ține de și așa este programul. Da. Și așa, celelalte nici cu mașină. Bine, și doamna secretară. Eu. Bun. Deci se-ți acord. Da, să da, discutăm da. Proiectul care elizează bugetul. Bugetul. Alocarea unei subvenții din bugetul public al Comunei pentru finanțarea serviciului de salubrizare. Cred că nu suntem singuri, avem probleme așa cum au toate localitățile cu asigurarea sumelor pentru stingerea datoriilor către SOMA, către ADIS. Mai exact, pentru că ADIS o parte și dă bani și pentru transport și pentru depozitare cu
cu Ecosur. Suntem în situația în care avem nevoie de subvenții din partea bugetului local pentru acoperirea cheltuielilor cu salubritatea. Va juca ca la începutul anului următor la construirea bugetului pentru 2024, să fim mai atenți să găsim soluții sau consumii necesare pentru subvenționarea taxei de salubritate cu bancul, în condițiile în care suma pentru economia circulată de expunții de la asemenitate nu se dublează. La 80, și atunci trebuie să facem un calcul și în baza la ceea ce am cheltuit anul acesta cu salubritatea și să ne apropiem cumva de suma reală pentru susținerea cheltuielilor la salubritate. Pentru că este foarte greu. Deci presupune că peste 3 ani de zile, de când am mai avut probleme, nu mai avem probleme, că trec județul Bacău cu blocajul de pe salubritate. Erau localități întregi care stăteau efectiv cu gunoi în stradă, ținit din Măinești, pe Măinești, erau, dar și chiar nu îi doresc să avem o casă de situație. Am decis să punem suma necesară să deblocăm situația, pentru că nu avem un control. Măcar temporar, pentru o perioadă, vedem cu condiția să-i recuperăm în probleme viitoare, vom vedea cum procedăm, dar tot este că avem nevoie de suma pe care am propus-o și nici nu este acoperitoare, dar sperăm că în următoarea perioadă să mai încăsărește la populație, să acoperim necesarul de... Aveam să întreb și pentru următoarea perioadă. Avem două probleme. Prima este să acoperim datoria și a reciclat, trebuie să plinim banii începe, dar a doua să ne asigurăm că nu mai crește. Asta facem, lucrăm de două săptămâni la problema asta. Suntem în teren, astăzi am fost eu, săptămâna am trecut o fost și Dobrovice și toată echipa de la primărie pentru verificări în teren. Am să mers în fiecare zi. Da, pentru că nu mers adevăr. Cetățenii o să înțeleagă până la urmă că nu există altă șansă decât cea a reciclării și a selectării. Știți că pentru că altfel, legea care intră în vigoare la sfârșitul lunii noiembrie ne va ajuta pe viitor. Pentru că foarte multe persoane care acum aruncă peturile oriunde vor ei, orice comberon, le vor duce înapoi și vor lua bani pe ele. Peturi, 20 sticle. Deja corect, nu. La liber s-o băgat tot o chestie așa, promoțională. Dar în momentul de la sfârșitul lunii noiembrie, fiecare magazin, când vinde produsul, îl vinde cu tax în plus, cu 50 de bani în plus. Și mai majoritatea oamenilor se vor întoarce cu ele la magazin să-și ia bani. Și atunci noi ne vom ajuta că vom colecta mai puțin cu noi. Este o soluție foarte binevenită. Cam târziu, ce drept, asta trebuia cred de minim 10 ani de zile. Se întâmplă, că acum eram, știți, la cel puțin la capetul, sticlă, petul și alte produse din plastic. În Germania, cred că se reșitează în celor care ce știu ce așa. E 25 de per câini din jumătate. Zile, sunt care nu știu mai sau noi, 25 se plătești la cumpărare. A cumpărat recipientul cu lichidul și 25 sunt afectat de reciclare. Și atunci fiecare se întoarce cu recipientul la magazin. E foarte interesant și e bine și pentru mediu. Pentru noi și e formă mai reznicioasă, zic eu, de a construi, până la urmă, financiar, să se facă înapoi cu recipientul la reciclare. Dacă nu mai sunt alte discuții. La plastici ne ajuta oricum, dacă nu s-ar fi arunca la menajer pentru că ne scădea și se întorceau bani înapoi. Da? Aici e problema. Da, dădeau pe plastic și... A fost la problemă cu plastic. A fost atunci pe loc. Dar nu e numai plastic. S-ar rupt de la noi, s-ar rupt... Orice. Orcan, plin cu componii și măcar măgurit. În lăzi. Scoase afară. Da. S-au pus aceste în curteni, ne-au văzut, au intrat înapoi. Sau bidonul cu vin a intrat în gard și s-a ce afară, nici nu era unul. Dar cel care colectează știa că trebuie să-și ia de acolo plasa pe aia lui și s-a ce trebuie să-i încarce. Crești puse în domnul și a găsat pe gard flăsuța cu ciocolată. Oamenii erau la servici, da? Și-au lăsat acolo. Știți care e problema acum? Problema e că s-a primit câmpul să aducă pe câmpul a format.
dacă ieși pe câmpul ăsta de aici. Eu zic că... Eu zic că... Și avem camere acum ai... O să deși tu de aici. Eu așa zic politici. Mai aruncam pe rând. Vă luam vegetale, de cel puțin. Iar... Ce avem de fiecare de gospodări, deci biodegradabile, pot fi transformate foarte ușor în... Compost. Avem tolcător, avem... Dar ce ne-am făcut chiar la localități. Au arătat un hectar, nu știu, așa, și o duc acolo, toate astea, crengi, prozii, toacă și fac. Trebuie omul să-ți aleagă cu bebițele, să le adună și chem în mașina, să le ridice, nu să le aduce părăși. Dar nu mai Ce nu vezi aici? Pe moștenire, tot vine, eu tot salut, tot vine să vă vedem în spate. 10 miliarde, nici am stat pe exemplu. Deci, bă, așa după estimă, pentru până la sfârșitul anului, ducem undeva peste 1.000 de lei. Cu salutitate. Deci, nu-i prins ceea ce spuneți dumneavoastră, nu-i prins doamnă primară aici. Aici, cum îi spuneți un sold care e la finalul 2022, așa, de 400.738, și mai veniți acum să ne spuneți că s-a efectuat tot în sumă de 500.000. Păi, eu sunt dat azi din doar 242.000, nu? Dacă s-ar fi urmărit, mai veni colectarea și reciclarea, cred că ar fi scăzut din 400.000 aia. Din păcate, nu ai mai adunat. Da, totalizând 918.000. Zic eu. A te trebuit din aia 400.000, acum poate să mai avea nimic sau să fie avut doar o sumă infimă. Din păcate, nu am mai adunat ceva datorii. Dacă ar fi fost mai mult de vigilență la corectare și la reciclare, cred că era mai bine. N-am făcut niciodată asta. Am putea să facem. Vreți achitat jumătate din soldul 2022, 240.000. Cam așa. Păi, dacă la care datorii din 2022 sau 2021, tot datoria dumneavoastră. Datoriile așa, mă, nu încerc să adun prea mulți bani ca să mă sfoc, nu pot să-i bine, la finalul 2022, datoriile să șteargă, să le spune. Dacă trage șteranțe așa, că să șterge, nu prea merge. Eu datoriile așa, mă, ca să pot să-i dau la tine, cât am puterea, nu unde să mor de foame, dar să-i dau cât trebuie, și la tine. Așa s-a adunat aici o groază de bani. În fine. Așa ziceam și eu. Dumneavoastră sunteți... E important să închizi anul trecut, că vine un număr. Cum poți vreați că ar trebui să mai crești un număr persoanelor care ar trebui să achitezi această taxă sau votare? Că dacă suntem o comună care la ultimul, la ultimul recensământ are vreo 5.000 și ceva, 5.700 locuitori. Da, pe acolo. La ultima situație care eu am primit-o din partea primăriei, știu că erau vreo 3.000 și ceva de plătitori. 3.800 la ultima raportare. Diferența mare. 2.000 și nu de la statistică, doamnă, de la, am scos unul de la Sofie, de 4.100 și ceva de persoane care au plătit. 4.100. Da, da. Trebuie să căutăm modalitate. Crește cumva și numărul plătitorilor, dar crește cantitatea de plătitori. Eu înțelegem, noi avem o hotărâre de Consiliul Local în care știu că familiile cu mulți copii au anumite scutiri, nu? Da. Asta e ok. Dar parcă totuși... Dar nu scoate. Nu prea dă. Mai sunt persoane. Eu cred că mai sunt vreo mii de oameni care cred că am mai putea să-i prindem. Și mie aia de oameni ar face diferența și pe viitor n-am fi nevoit să mai dăm. Da, nu pot. O mii de oameni. 1.000 de oameni la 120 de lei pe an, înseamnă 1 milion, nu? 120.000 de lei, nu? Jumătate din suma. Nu vă faceți uite că din 5.700 sau 5.474 de noi mai sunt plecați și în străinătate, parte de noi. Mai sunt plecați parte de noi. Dar vezi, nu știu, putem cumva, nu știu, sincer, nu știu, pentru că și-a fost plecat așa de conștiunțoase că se pot adună mult mai mulți bani dacă am... Știți cumva dacă putem să adăugăm în fișa postului, nu știu, și a domnului vice, și a domnului polițist local, nu știu.
inventarierea persoanelor și care plătesc salubritatea și care nu plătesc salubritatea? Nu știu dacă e inventarea. De verificare efectivă. Verificare. Domnule, unde stă perul și cât stă acolo? Cât sunt? 5. 5. Bun. Ăla cât vin? 3. Domnule, plătești tu al 1. Avem o problemă. Nu cred că eu, nu e cu mână întinsă pe nu știu câte zeci și zeci de kilometri. Suntem o comună compactă și eu zic că putem să o gestionăm cineva într-o lună, două luni de zile, poate să aibă o evidență clară. Și dacă, cum ați făcut, de exemplu, ați făcut acele fluturașe cu sterilizarea câinilor? Sau cu faptul că vor fi amendate? Credeți-mă că și alea au impact. Sunt foarte bune. Eu zic, propun, haideți să facem o campanie de informare că vor urma niște controle cu privire la plătitorii de taxa de salubritate, facem o informare, le lăsăm două săptămâni, o lună, să vină să registreze și apoi ne gândim să, clar să procedăm, să verificăm în teren. Nu știu, posibil să aibă efect și asta, dacă este cel mai de efect, ar fi să facem informare vis-a-vis de reciclare, de toate astea. Adică să omul să știe. Să știți că sunt mulți dintre ei care nu... Nu poate, se iau că nu au știut. Dar să știți că sunt unii oameni care niciodată nu vor înțelege problema reciclatului. Sunt anumite generații care nu vor înțelege această problemă. Nu, ideea că ideea că noi dacă plătesc trebuie să arunc și atunci... Aveți vecini, domnul Beruș. Nu mă interesează, da? Da, da, dar nu gândesc că după ei, chiar dacă plătesc, mai sunt pe oameni care fac lucrul ăsta, care reciclează. Nu sunt vârstă. Care au nevoie de bani, care sunt plătiți și ca să plătesc de zi, trebuie să avem bani undeva, după de la ei. Tot acolo îmi place bani ăștia, dacă îi dăm din bugetul, sunt tot bani oamenilor. Bani cetățenilor, domnul Bin, nu îmi dă nimeni banii ăștia. Care plătesc? Știu, dar îi plătesc de asta. Îi luăm din ăla, din alte... Îi luăm din la investiții. Din la investiții, nu din alte cozuri, am putea face ceva cu ei. Cine vreți să vreți să vreți să vreți să vreți să vreți? Pentru că nu înțeleg, că e mai bine să reciclezi, că e bine să fii mai atent, să pui la compostat verdeasă sau crengi și mai rezultă din gospodărie. Și atunci tot la banii noștri nu vreau. Parcă vreți să informăm și sumele care se cheltuie. Vreau mai degrabă să nu. Păi de ce să nu? Dar eu cred că ei nu fac. Nu, păi de ce? Nu-i interesează. Bun, haideți acum să ne gândim. Noi trebuie să vedem ce partea s-a acoperit, să putem să mergem mai departe. Care putem pune. Momentan. Și... Da, viitor mai vedem. Eu să vă spun, deci ar fi așa fain pentru noi, câte doi, să mergem pe stradă, să facem colectare, să mergem pe stradă, câte doi, consilieri, informăm străduța respectivă despre ceea ce vrem să facem, cum să facem, să informăm cum să arunce gunoiul. Ca să e cel mai corect. Că altfel nu. Și să verificăm. Trebuie să dau amenzi, nu să schimbe. Dacă te duci la poartă, să ajungi în casă. Dacă nu poți să iei pe aici, nu poți să iei pe aici. Dar nu ieși. Nu e să apară, dar te duci și te verifici. Știi că vrei să scrie, știi că vrei să scrie ceva. El nu este. Trebuie să proteci consignere pentru sticlă. Tragi toate pierderuri de ultimă ședință. Pentru sticlă. Să pot să nu-i pune sticlă, dar nu o pune. Și au fost colegi și acum au fost urma. Au găsit sticlă. Am primit pentru sticlă de am pus. Și pe lângă 2, 3, 4, 10 sticle de bere, nu am avut o tonă de gunoi. Doar de asta renunță toate localitățile la punctele astea de colectare. Contează pe individual, 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 contează pe individual,
Păi, individual pentru fiecare... E minim o sunat din ăsta, bă, ce bă, doar să nu pus fetul, eu pus și sticla, și sticla mi-a luat. Dar nu mi-e mi s-a făcut în cantitățe enorme. Nici nu știu ce știi răspund. Am avut în metal bani. Nici nu o să ducă sticla. Adevărat ce spune, dar avea un sticla venit sau un jar și mi-a reproșat că un sticla la un noi manager. Dar nu s-o pus în sticla. Nu știu ce spune, mi-a. Aia care mi-a spus, evident. Hai să facem un efort, nu știu, pentru bugetul anului viitor, ne mergem cam unde și trebuia să scotăm doar banii, să punem, să montăm în 5-10 locuri din comună niște zone de astea pentru sticlă și supravegheate video. Și atunci cine a pus la gunoi, amendă. Eu cred că e cea mai bună variantă. Asta, sticla, la sticlă nu avem soluție. Dar poate o să iei și-o ducă de lucru. Nu avem la intenție, ce da, mare atenție, doar sticlă. Și nu și alte care, unde credem noi că ar fi necesar. Trebuie să punem câteva locuri dintre astea pentru sticlă. O să o furi și să ducem la mică. Treaba nu, e bun și așa. Măcar nu ce am să ne gare, gata, nu pune. Îi mai pune niște pieturi, niște sticlă. Mă, ce te-am zis, 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 și-au luat icoanele de plastic, vedeți cum trebuie să vedeți cine lumea o cinisie, eu am lăsat acolo. Haideți, haideți și toată. Mai are cineva ceva de adăugat? Nu, Adrian, o să votează pentru ei și puțin în afară. Da. Spunem la vot, să punem? Da. Cine este pentru? Deci, cu cazurile nu sunt pentru, da? Să abțineți cineva. Două. Abțineri? Abțineri nu știu. Valerii, cum ziceți? Valerii, băieții, nu s-a ținut. În asentimentul domnului Mici. Nu, ne-am dat. Da, vreau să vă zic acum că au apărut, au început să apară amenzi la Bacău. I-au prins că duc noi la Bacău. I-au dat amendă și ne terminau. Să știți, asta e din ce aia prins. Foarte bine. Mi se pare logic. Băi, ai gunoi? Am lucrat cu ori, băi, ești de atâta. Nu, este tot. Da. Îmi zic că dacă îl duce în altă parte, vor să plătească. Eu au să-i fiu. Să știți că vorba așa. Nu poți să plătești că trebuie să plătească pe un an de zi. Nu, omule. Nu, amie plătești. Păi, păi. Păi, 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 trec pe două persoane jumate. Păi, ce zic? Dumneavoastră trebuie să informați un pic cetățenii că se întâmplă un aspect. Eu fiind lângă registratorul, tot iau tot felul de chestii, spun. E greu de imaginat așa dacă nu iau... Toate poveștile. Toate poveștile le trec pe cap. Cum e, eu nu stau aici. Ba. Sau stau eu aici și copilul stă la Bacău. Da. Adică s-a dacă știi cum să-i pui întrebările, da. Știi să-i pui întrebările, copiii stau dar soția stau aici, stau soția aici? Da, doar copilul stă la Bacău. Stai să vă zic o chestie, conform codului civil și protecția copilului, nu aveți voie să stați fără copil. Adică în credințare, prin stație. Păi cum nu stați? Încălcați, știi? Și îi încurci, deci îți dau seama că au mințit. Deci cam inclusiv la astea, copiii îți lăsați cine știe pe unde și îi stau în altă parte ca să încredească cu noi. Și nu sunt oameni necăjiți, credeți-mă. Asta este. Plătesc, dar tot bine. Da. Ce tot felul de text. Și am văzut că cu marcă că conform legii trebuie să stați copil. Punct. Deci, și copilul e la gunoi. Dar copilul nu face gunoi. Așa. Nu trecem la salubritate. Și tot felul de chestii de genul ăsta se întâmplă când se ia declarația. Rectificarea, nu? Trecem dacă ar fi să aibă ceva beneficii, și anume pe toți, să ne întregești și familia. Da. E la număr de, la număr de, de membri de familie, atunci familia e reunită, toată lumea e fericită, toți sunt prezenți. Nici părinții nu-și mai reneagă copiii, nici bunici, nici nu, toată lumea e fericită. Dacă e un mandat de pierd la asta, supărare. Înapoi îi trimărie ajutor. Hai să trecem la proiectul curriculum. Ce se face? Proiectul 12 și rectificarea numărul 3 a bugetului local. Păi, pentru mare, văd că se renunță la foraj. Deocamdată, da, renunțăm că nu mai avem de unde. Merg bani la ulei. Deci dacă nu o să aibă apă, am plătit ulei.
Da, și așa, am de am identificat un curs aici la Ciuhodaru, despre care știam cu toții până la urmă. L-am identificat. Acum suntem în probe cu el să vedem în ce măsură ne poate oferi o calitate de apă de studii predonată sau bună. Și să-l activăm pe asta. Și cred că imediat în bugetul următor, până atunci ne apucăm de documentații, de autorizații, de tot ce o să ne trebuiască și la bugetul următor să punem și mai efectiv să ne apucăm de forat. Eu așa cred. Sau dacă vine o rectificare, să completăm înapoi. Noi oricum îi dăm drumul la documentații să meargă pe fluxul ei, să facem tot ceea ce trebuie să avem, să fim azi cu actele. Nu aș vrea să ajung în 2024, prin primăvară, să o luăm la capăt cu ce am tras anul. Te-ai făcut studii hidrologice? Avem nevoie sigur de două cursuri. Ăsta de la Ciungaru din Redână, care eu cred că are potențial. Și unul la Școde, a? Deja trage apă din el. Facem probe. Și o să mai furăm unul la parcul cu pinii aici. Unde e cu fratele? Da, da. O să mai furăm sigur unul. La parcul cu pinii, un pic documentația mai nevoie să trebuie să tragem și trebuie. Sunt mai multe lucruri de făcut acolo, dar cu siguranță 200% va trebui să ne rezervăm bani pentru el acolo. De asta a dus-o să fie ceva dar o idee pe domeniul public? Nu e pe domeniul public, e ca la Măgura. Ați putat vă spuneți... E ca stația de curat. De ce ca la Măgura? Ca stația de curat. Ca numai ok. Făcut în grădină la Ceaunaș, teren retrocedat cu tot, cu pus cu el, cu tot, cu utilități, cu tot, cu asta, e prima dată așa. Ce se mai face cu el? Nu mai vedem, măi. Un dezmăs total la capitolul ăsta, sincer. Un dezmăs total la asta ceva. Dar, până la urmă, asta e. E bine că am identificat, are acum să vedem ce potențialul ăsta e și ăsta. Dar din câte am înțeles de la domnul Marcu, scoate. Scoate, da. Și ăsta o să ce zic cu tot să tot să-l întâlnim? O să ducem sus la bazine aici. Și din la și poate o să ducem sus la 300 toni și de aici iar la... De la forajul de la parcul cu pini, vedem cum ne împărțim ca să putem apropii toate. Până o să vină cram, nu știu, până o să vină, eu sper la fel ca și unde astăzi să vină probleme. Dăm cuvântul doamnei Măiceanu. La capitolul de investiții ați introdus sistemul de alarmare școală Crihan. 5500 de lei. Așa. Sunt camere incluse aici sau sunt camere deja acolo? Da, camere. Sunt camere, la școala Crihan. Da, da, da. Vor fi și camere? Avem camere. Sunt deja camere. Asta e sistem de alarmare aici. Am discutat asta în Consiliul de Administrație în școli și mi-a spus doamna director că ei se începe activitatea acolo pe să vă muta. De acord, dar sunt și camere. Sunt camere. Sunt deja instalate, ăsta e doar sistemul de avertizare. Vă putea fi urmărit camerele ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat pe acolo, cu mizerie, cu toate astea. Nu? Dacă mai sunt și alte întrebări, că la un delegat este rețin de transport public, cum ați avut 55.000 de lei? Sunt în state la gunoi, când deja am aprobat suma la gunoi, deja nu contează. Deci, da, să adunăm suma, să adunăm. Am plecat, deja am plecat la gunoi. Sincer, nu s-au auzit nimic de vreo rectificare, ceva de genul ăsta, de ce, în octombrie, noiembrie, mai erau rectificări. Deocamdată nu pronunță nimic cu vântul ăsta. Nu știu. Nu au bani. Nu sunt bani. Nu sunt bani, mi-e milonia, aș vrea să luați și bani, nu ce-o luat odată. Nu știu cum. Da. Rezolirea faptului. Ai de buzat, cardiune. Și să ales. Bun. Dacă nu mai sunt alte întrebări. Spune-mi la vot? Da, da. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Abțineri. Da, doamna Vașilor, e pic. Doi pentru online și este o abținere, doamna Vașilor. Nu trebuie proiectul de hotărâre, nu ne ajută totul, să luăm de la capăt. De la început, nu? Da, da. Primul proiect. Dreptul de uși și servitute, de gaz Grisma, rețea de gaze, șapte branșamente, strada grădiniței.
trebuie să dăm dreptul de os ca să introducă gaz. Ca să poată lucra pe doi. Alte întrebări? O întrebare scurtă. Ai primul lucrare care a fost pe banii de gazului? Da, e pe gratuitate, da. A, oamenii și-au făcut, s-au asociat, au depus documentație? Le-am depus noi. Deci, a, depus de primărie. Da. Noi i-am organizat, nu am luat pe direcția. Asta e lucrarea domnului Soroiu, dumnealui s-au ocupat în mod deosebit. Mai aveți în vedere și alte extinderi, alte zone ale comunii? Mai avem în vedere și alte extinderi, inclusiv zona dumneavoastră, Metal Bank, pe strada depozitului. Întâmplăm probleme la traseu, cumva. Nu putem merge pe trei cruci pentru că e drumul comunii vecinat. V-ați gândit să mergem? Dar nu licență. Aici e foarte... N-ați luat în calcul să mergem pe în spate? Pe... Avem la domnul, la familia Niță, acolo, la racheta, da. Exact. Vine pe ulița respectivă, dar am mai discutat, doamna secretar, să găsim o variantă să o intabulăm, așa cum avem șase, o grămadă de domnul la intabulare și de... să actualizăm domeniul public. Poate acolo, cred că aș putea să mergem pe zona de spate. Dacă tot ne punem vieții roate la drumul și nu avem șanse, măcar să o luăm, trece pe... În sens singur, în spate. Sens unic. Deci, grăbinte acolo, pe sus, pe undeva, pe care că sunt căi de acces acolo sus. Trebuie să fie în domeniul public. E tot ca la noi. Trebuie să fie în domeniul public. Domeniul public intră în grădinile oamenilor. La 30 de ani, după ce și-au construit oamenii case, să pretesc că ar trebui să fie gardul ambasat, atunci nu e ceva de altul, nu ar fi chiar curioasă în stare. Eu cunosc o chestie mai zis. Ani de zile, adică de zile și de ani construit de casele de acolo, oare drumuri naționale, tot. N-au văzut până acum, trei clare. Dacă a fost să aplici legea, nu avea ce căuta conducta în zona respectivă. Adică am fost și la director, am vorbit, i-am expus problema respectivă. Ce să spun? Asta e legea și am spus, aplic legea la cinci case. Depune documentația și o să stăm de acord. O să prindeți răspuns ceva de genul, cam asta. Să dăm o negație, nu? Mergem la notar să dăm o negație cu contul pe care ne mutăm gata. Aia, domnule, mă formulez. Da. Da. Bun, hai, supunem la vot. Da. Cine este pentru? Nu. Ținem? Nu. Împotrivă, nu. 12 pentru, 12 pentru. Propun să trecem repede și chestia asta cu sărândul la 73 și putem da de crapă acolo. La câți trei luni în baltă. Acolo, la 2 este mandatarea primarului pentru ședința ca da. Crapă. Da. Avem aproape fiecare lună, da. 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 Puneți-l la urmare. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Cățării de administrație la școală. Propun? Mai avem. Aștept propune pentru cei doi membri CEA. Domnul Nița, pe ce propuneți? Da, mai, chiar. S-au învățat, da. Da, tot acolo. Da, țigana de sfânte. Poți fac propunere și pentru Adrian. Doamna Băicea, nu știu. Așa, Domnul Băicea, nu? Da, CEA și Băicea. El a fost al doilea. Comisia de candidat, mai absolut nu-i, vă un pic liber. Atunci supunem la vot fiecare propunere în parte, domnul Berușcă, nu doamna Chelaru, ca să putem contoriza și doamna Băiceanu, pe rând la fiecare. Cine este pentru domnul Berușcă în CEA? Atunci. 10 plus 2 pentru și nu votează doamna Vasiloiu și da. Ok, deci pentru doamna Chelaru, cine este pentru? Cine
Deci am fost convocat medica din ședință, să vă dar nu are o părere. Așa, și pentru doamna Băriceanu, Comisia de Calitate? Cine este pentru? Pentru domnul Berușa s-a anunțat că este în conflict și doamna Ene. Doamna este în fireșoara mea. Terenuri la garaj. Da. Deci mai sunt... Două la garaj, poate să mai cumpere. Cred că trebuie să mai facem o informație. Da. Poate mai stânim un pic. E sincer bine ar fi scăpat de ele. Da, mai puțin de rele capuce. Da, și pentru faptul că luăm ceva vânăț, dar... Când avem un... custodia noastră, acolo, trebuie să ținem clienții, să aplicăm în fiecare ea coeficient inflației, coeficient, nu mai știu de care. Deci, nu mai ales, n-ar trebui să-și le omor, cum au o casă construită de peste 20 de ani. Da. Mai deci, mai ales, care se putea vinde. Chiar nu mai văd rostul. Nu, nu văd, să știți că primăriei, pe cum e gura văie, după ce vându casele toate, după aia au mai scos lotul de teren la vânzare. Nu știu, nu cred. Toate casele s-au vândut acolo, la gura văie. Dar au avut și prețuri. Au avut și prețuri mici. Da. Da, trecem la proiectul numărul 5, privind întocmirea documentației pentru concesionarea unei suprafețe de teren, aparținând domeniului public al comunei Mura. Punem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Abțineri, domnul. Nu nici măcar un terțin. Nu ești. Ești pentru Sorin, te-ai ridicat la abțineri. Sau... Abțineri. Te-a abținit? Da. Deci avem așa. Avem în cazul ăsta 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci avem 10 plus 2 pentru. Un consilier nu votează și o abținere domnul Dăscălescu. Având 13 pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Ne trebuiau 11. Mergem la următorul punct, 6. Și acum putem să discutăm. O scurtă prezentare, dacă vă aduceți aminte, în noiembrie eram în pandemie, dar știu că le-am lucrat de acasă. În pandemie, în carantină, scuze. Da. Sunt aceleași proiecte de hotărâri care au fost în noiembrie 2020. Jasper-ul de la Uniunea Europeană a aprobat prelungirea programului pe 9 POIM și de asta trebuie din nou... Noua finanțare, din nou cam același hotărâre, prețurile actualizate. Deci prețurile sunt actualizate, da? Da. Adică... Vă rog, așa.
Da. Vreau trecem să la șase. Da, 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 da. Da, vreau să desfac o întrebare. E vorba de ăsta, de investiția pe apă canal, care a fost construită. Eu am văzut pe SEAC, pe SICAP, că valoarea investiției este 37 de milioane de lei. Da. Ce e plusemul, nu? Da. Fără TVA, da. Că așa e pe SICAP. Aici vorbim de o sumă de 51,459. Diferența e în afară de ce plusem sau de acum s-a făcut. Cum mai actualizat? E aceeași doar de s-a actualizat și valoarea. Atunci cu licitația cum rămâne? Cu licitația e... Dacă nu ți-ar judecă, să vă mai scoate încă o dată cu suma asta. Să scoate la licitație din nou luna care e. Din ultima discuție pe care am avut-o, nu știu, am început să spun, ar trebui să mă pronunț, n-am primit nimic oficial, dar de cât înțeleg, o să scoate din nou la licitație. Am început. Am judecat. E mai bine așa, că sunt mai mulți bani. Pentru că dacă îți bani puțin, s-ar putea să blochezi investiția și poate fi probleme. Oricum, au nevoie ca de aia, de hotărârea asta, ca să poată rezolva procedura. Deci să înțeleg că la licitația anterioară nu s-o a judecat? Se scoate din nou la licitație? Păi dacă prețul era cu... Nu e niciun rezultat, nu e discuția așa, am trebuit scos să scoate din nou la licitație. Mai mult de atât. Da, mă, de probabil nici nu am nu știu care, până în ori să iau decizii finale, vis-a-vis de de participant, unde sunt liberat, dar unde? Dar oricum ar fi, chiar dacă s-ar trebui sau nu, cum trebuie prelungit pe următorul, pentru că mai prindea banii de la Uniunea Europeană, chiar dacă are câștigătorul acolo. În mod normal, el s-a de mult, ca și acții de finanțare, de mult trebuie închise, vine cu reușit să o prelungească. În 2026, nu? Da. Da. Etapul ăsta. Să punem la vot. Punem la vot. Da. Cine este pentru? Abținem. Da. 2-3 pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 7 este planul de evoluție a tarifelor. Am spus, acolo este o analiză cost-beneficiu. Că și cu 2022, prins, practic, ca să faci un calcul real la 2023, trebuie să adaugi cei 14% și da. După aia... Da. Până în 2025. Da. Da. Spunem la vot. Cine este pentru? Avem da. Nu, ține bine, s-a adoptat de 2 ani. Și la 8 sunt terenurile care trebuie să le punem la dispoziție exact. Din domeniul public pentru investițiile pe POI, pe scurt. Trebuie să aprobate. Ați plăcut și trebuie să aprobate. Da, mă apucat să mă uit, e ceva important acolo. Da. Îmi place și da. Alea n-am apucat să le fac. Acolo vedeți traseele. Da? Am uitat. Da. Trebuie să ne mai întâmplă să văd care este. Și pe văd dacă știți, eu înțeles din plan și de respective. Mai tare. Am înțeles din planșele rezervate, da. Se folosește rezervorul din dealul mare, să mai faci un rezervor asemănător în Sovădă. Pe piața de sus, da. Da? Da, da. Și mai cum ești la parcă cu la parcă nu, la parcă cu pic, dezvare gospodăria actuală, de cele două bazini din cărămidă pe care vreau. Așa, fac alte două subterane și fac alte două supraterane de câte 300. Da. Fac bazini mari, da. Da. Dar vis-a-vis de investiția din stația de pompiș, pentru care am cumpărat teren, de aici, de pe Emil Brăiescu, da. Intră în proiectul ăsta, păi nu se predată. 10 stații noi, alea sunt la buget local și o condiție ca să putem preda. Am înțeles. Stai un pic, de spau de la cămărarul de jos de aici? Da. Ăla nu l-avem prins cu poie. Nu l-avem, dar trebuie să-l facem noi sau în urmă să-l avem locul. Se deschide pe doi, acum se deschide o linie de finanțare cu mediul. Am tot analizat, se dau bani buni, se dau până la 20 de milioane de lei pentru localități de la care cu număr de locuitori mai mare, noi cuprinți între 5 și 10 mii. Noi să te acupoim, nu avem ce să punem la bătaie, m-am gândit la spaul de acolo. Am discutat cu consultant, cu proiectant, investiția nu s-a ridicat mai mult de 1,5 milioane de lei maxim, ca să facem o modernizare acolo. Nici nu știu dacă
Dar sunt destul inginerii, după părerea mea, că să vrea să se mai trebuie făcută modernizarea, că e da, e păcat de bănuți este pe care am putut să-i luăm 20 de milioane. Nu, putem luăm cât ne da, suntem agățați ca unul de alte localități, că păi, vom vedea ce... Eu sper tare să reușească, măcar de data asta, licitație, păi, finalizăm o dată. SPAU 4 și 5 din proiect de pe Valea Mogurii? SPAU 4 și 5 pe Valea Mogurii. Din proiect? Din proiect. Posibil să fii. Da. Deci să iei un proiect pe aceea la asta. 10 SPAU, dar nu trebuie să dă o privare. Avem un Crihan, un Tipirin, da. Două, pe Valea Mogurii. Da, pe asta. Avem la... Două. Avem la doamna Băieceanu, diferența de nivel acolo și acolo. Sigur, trebuie... Unul. Da. Exact. Da, 20 de kilometri. Da? Supunem la vot? Da. Cine este pentru? Abține? Da. Trecem la 9. Însușirea și confirmarea identității unor bunuri aparținând domeniului public. Modificări de drumuri. Mai sunt, mai avem drumuri, mai avem drumuri neintabulate și am decis să intabulăm tot ce aparține domeniului public sau ce identificăm mai nou ca aparținând domeniului public și noi să identificăm nici măcar inventarul de dinainte de domeniul. Adică tot ce găsim și ne-ar fi util la un moment dat, e bine să intabulăm. Bine să intabulăm, mai avem, nu mai spun, și de lucrări de cele pe care le-am avut și în zona de Capacului și așa, așa, acolo lucrăm la înlăturarea suprapunerilor. Dar e bine să avem etapuri făcute de vreme, pentru ca orice situație de genul celor care au întâlnit Metalbacul suprapuneri să le putem înlătura de vreme. Pentru că avem acum pe 23-28 să deschide noi finanțare cu costul 7,2 cu drumurile. Are o altă denumire acum și tot la fel de chinuie cu suprapunere. Da? Mergi mai repede, nu cred că o să fie chiar pe zeu ca pe drumul 10, dar oricum avem probleme și acolo. Și bine să ne pregătim din vreme. Că nu știm ce apare, ce nu e finanțarea pe așa atunci. Și intabulăm tot, introducem în domeniul public, tot ceea ce putem introduce. Cam asta reprezintă proiectul de hotărâre. Dacă nu mai sunt întrebări. V-a scăpat drumul ăla care era vizat pentru extinderea de gaze. Poftim? V-a scăpat drumul ăla care era vizat pentru extinderea de gaze. E practic o cărare, nu l-am scăpat, acolo va trebui să măsurăm toată tarlaua, să vedem în ce suprafață de teren avem, față de titlurile de la TikTok, metații în cadastrare care s-au acolo. Ne putem trezi cu reclamații de la cineva, că de fapt e proprietatea dumneavoastră. Dar atunci va trebui să-i pieții clar. Și aparțin proprietarilor din zonă, cetățenilor din zonă și ce rămâne la drum. Cred că are să rezulte pe eu, sau nu cred că vor fi probleme, dar... La 20 de ani când se începe. Da, e adevărat. Da. Știți cum? Trebuie verificat foarte bine, nu poți. Dacă se circulă, înseamnă... Practic, teren nu avem acolo. La ce să calculăm așa, pe ce titluri avem enumerate și ce suprafață teren este, nu prea bate. Adică, scrie că sunt mai multe hectare decât real. Dar vom vedea, analizăm și oricum, dacă facem extinderea acolo, facem cu bani proprii, așa. Eu știam că utilitățile publice, odată ce trece pe... au utilitate și au prioritate să treacă peste unii domenii. Nu? Corect, dar trebuie să faci o hotărâre de Consiliul Local pentru expropiere, să solici expropierea. Trebuie să expropiezi și după aceea, altfel nu are prioritate asupra proprietății omului niciodată. Decât dacă este de interes național sau securitate națională. În momentul ăla, dar oricum te expropriază. Da. Dar nu trebuie analizat. Trebuie analizat să vedem până la urmă și cine accedează. Înțeleg că e a familiei Niță. Știu că are ăsta... Da. La Chieta, are Mihai acolo și tot... Da, ei au cedat că ei sunt în favoarea lor, cumva. Ar fi foarte util dacă ar ceda.
da? Ar dona sau ar renunța la o bucată, deci noi am face atunci, am preluat, am preluat ca drum și nu am dat la nu știți? Sunt în prejmuire, omul, da, ocetare. Sunt în prejmuire, dar nu face actul notarial? Da, da. N-am făcut nimic cu prejmuire, el își păstrează, corect. E cutuma, oamenii știu că acolo se trecea și respectă. Ce este lor? Respectă chestia asta. Dar trebuie să o avem și scris cu oameni. Da. Cine este pentru? Deci nu are rost în celălalt întrebări. Pentru, nu mai avem proiectul 10, da? 10. Alocarea să acordarea unei subvenții din buget pentru construirea locașului. Alocării pentru, în vederea construirii unui locaș de cult în satul Crina. Am mai vorbit. Și atunci el nu poate să stea în custodia primăriei ca și în suprafață. Nu, dar nu mai ca suprafață de teren, ca locaș de cult construit din noi. Și să-l dăm doar în administrare, să-l dăm doar în administrare parohii Crihan sau oricărei parohii. Și am zis că mai ales să fac dumneavoastră lucrarea pe parohia Crihan, să renunțăm la, la donația dumneavoastră, să nu mai dăm noi terenul în inventarul nostru. Și să ne punem de acord ca pentru o alocare multianuală să rezolvăm situația asta. Adică, practic, același lucru, doar că în varianta A, investiția o făceam noi, proiectare, tot ce ținea de toate astea. În varianta B, așa cum discutăm astăzi, proiectarea și investiția o să o realizeze dumneavoastră cu susținere de la bugetul local. Și eu zic că cred într-un buget pe 3 ani de zile, nu cred în timpul de zile, discutăm de o alocare, centru anul 2024, de exemplu. Asta ca să îndepărtăm orice bărmeamă, că primarul se vorbește să facă o biserică, de tare ar prinde bine campanie. Tipa cu de mine. Nu, asta îmi doresc la fel ca și noastră, să avem o biserică acolo. Multele particip și ei cu... aveți informații? În condițiile astea pot participa. În condițiile în care noi eram investitori, era foarte greu. Ar trebui să facem un parteneriat, cred, așa. Noi punem la dispoziție sumele rezultate din deviz, din proiectare și în rest ce mai avea părintele de făcut. Eu știu, cata petească. Strânci, adică, nu știu, alte lucrări care să... Așa, asta o să nu mai facă din resurse financiare de la cetățenii lor. Avem și un deviz estimativ acolo, da. Doamna secretar, nu? Este un deviz de aproape 300.000 de euro, cu TVA. Da. Adică, dar era important, din punctul meu de vedere, să fie un desen, o planșă, ceva care să justifice banii ăștia. Poftiți? Un proiect, au un proiect, ceva. Vedem și noi, domnule, biserica asta are 20 metri pătrați, are 20 metri pătrați. Dacă ați investit prima variantă, noi ar fi trebuit la ora asta să luăm efectiv, să avem terenul, să fi semnat actul la notar, să avem terenul, să apucăm de construit noi. În condițiile astea, am făcut un deviz estimativ, pentru ca noi să putem da seama, din punct de vedere valori, cum am putea să susținem efectiv investiția. Nu e obligatoriu să susținem toată investiția. Întrebarea mea este obligatoriu să susținem toată investiția? Este suficient. Am vorbit și eu cu proiectul. Este suficient, dar zic, este obligatoriu? Da, este obligatoriu. Nu e obligatoriu. E obligatoriu, dar așa nu putem tot modulim și chiar îți legiți de... Da, dar facem o redreptare, facem ceilalți. Dar până răzășeam, asta mai avem gata, dar e traiectul și slavă Domnului, destulă construcția acolo. Sus aici am reușit și am apropiat, zicem, suntem de final cu modernizarea și cu renovarea, la Sobodol la fel.
a rămânit prin hanul care chiar avea nevoie. Din capela de sus, de acolo, nu ies mai mult. Nu ies nimic. Dar vedeți că la toate celelalte trei biserici au fost, a fost participarea parohiei cu niște sume de bani și participarea consiliului local cu niște sume de bani. Eu zic că... Aici nu se vede decât participarea noastră. Da, dar nu facem parteneriat public-privat, doamnă, cu nimeni noi. Nu avem cum să facem. Nu mai vedem asta. Dar eu întreb. Eu zic cu alocare de la buget pentru, un contract, dacă pot să-i spun așa, de 3 ani de zile, ne putem descurca onorată și nu cred. Eu asta am întrebat și mi-ați răspuns. Dacă culturi au și ei o linie de finanțare, în sensul ăsta, adică, bă, bun, fac o biserică, dar tu îmi dai niște bani, adică m-a pus oamenii interesați, oamenii ăștia. Poate... Înțelegeți? Îmi dau drumul la gură și n-ar trebui, știi? Ai auzit de acolo să dea bani, acum mă scup, bă, dar nu prea mult. Nu mai. Posibil să vină și culturii cu o parte. Dar este important să ai cine pune. Deci să vedem. Local? Nu, dar nu avem un proiect. Trebuie să ai un proiect. Trebuie să ai un proiect. Cum s-au făcut intervenți dacă nu există proiect? Și posibil să vină. Adică noi luăm decizia acum. Dar este mai la ceasă, dumneavoastră. Noi luăm decizia susținut. Este mare la ceasă. La prețurile actuale, dar cum ați estimat? Explicați-și nouă cum ați făcut estimarea respectivă. Dar nu primul de profil a făcut devizul ăsta. A fost un arhitect. În funcție de ce au vrut să... A făcut o simulare ca să avem o bază. Acum putem avea surpriza că de la cote să ne aloce și o parte din bani. În condiții în care o să avem proiectul gata, o să depunem și acolo. Nu dau sume mari. La 100-200 de mii de lei, cred că m-au zis mai de-aia, m-au mai dat și la altă localitate. Și sincer, chiar am mai fost întrebat de anumite persoane cu dacă am avea, dacă am avea un proiect de culti de rulare, ceva, la anii anterior. N-am avut. N-am avut la gem, cu construcție nouă sau cu proiectare, cu autorizație, cu construcție, cam așa s-a făcut. Atunci eu cred că vom avea susținere și acolo, dar până nu avem proiect, nu putem ști exact. O să depunem și tot, până la urmă. Nu poți să nu ai ce pierde. Eventual poți să primești sau nu primești nimic. Nu știu, dar important este sincer tot. Corect. Vă rugăm, domnule. Eu o să știți că am uitat de vizul general. Sumele care au fost prinse, să știți că sunt mai mult decât rezonabile. Da, nu sume mari. Deci, dacă stăm și ne uităm, amenajare și protecția mediului cu 15.000 de lei, amenajarea teritoriului. 25.000 lei utilitățile. Credeți-mă, zbrașămete de energie electrică. Sunt multe lucruri. E rezonabil. Studiile de teren, 4.000 de lei. Asta înseamnă studiul geo și studiul topo. Da. E mai mult decât rezonabil. Proiectul, proiectarea este 25.000 de lei. Nu e mult. Dar te rog, depus proiecte, cu tipul acolo, să mă rog, un pic și poate prinde mine. Să mai mult, nu să scălați la sumă. O să
destul de mult și pe de suprafață să fie Nu, da, avem o biserică depusă, dar n-au mai, în ultimul timp, nu prea mai dat loc. Vreau să vă spun ceva, ce nu cam fuge din monument istoric. Adică mai degrabă un grăd, nu iau, care o face? Primar, eu sunt de acord să căutăm axe de finanțare pentru orice alt tip de proiecte și banii ăștia pe care îi cheltuim. Acum îi câștigăm din alte proiecte încovert adutare sau europene. Da. Sunt lucruri pe care le poți finanța, le poți aduce finanțare, la unul nu poți aduce finanțare. Acum să vedem, pot să hotărâm care fiecare modestă. Nu vedeți, dar un zis că rezonate la film, nu sunt o finanțare pe 3 ani, nu? Adică să împărțim suma asta pe 3 ani zile și să o ținem așa. Dacă vom avea posibilități financiare să rezolvăm mai repede, rezolvăm. Dar nu, cam asta e orizontul de timp, gândesc eu, la care ne-am putea referi. Nici mai puțin nu ne putem hazarda. Dacă ne-am hazardat în două bugete, ar trebui să punem cam 500.000 de lei anual. Cheltuielile avem destul de mari și biserica o să ne cesare. Până când părinții s-a făcut 80 de avize și acordul lui Dumnezeu. Până obținem toate avizele și acordul și proiectul se verifică și ajunge, intră în bugetul anului viitor. Așa că după aia de anul viitor, dacă mai intră de bugete... Avizarea de la ISU, care vreau... Da, de asta vom avea posibilitatea să ținem două bugete, dar nu ne cum o să stăm cu banii, cum o să ajungem la... Să vă dați de bani care mergi la salubritate. Știți? Ce să facem, dar cu toată statele. Salubritatea am văzut cât ai de ațelul. De sincer, sunt poate lucra acolo, dar... Sunt oameni care trebuie să lucrezi mai bine și mai sunt mai bine. Spate. Mai aplicat, pe temul. Zic, anul trecut nu țin minte să discutat, dar hai să vorbim de proiectul mai de vreo. Vorbim la diverse. Anul trecut n-a discutat, dar ne-am înregistrat cu 400 de mii la sfârșit. Adică... Ia zis pe anul trecut. Acum trebuie să înțeleagă și pe el, de acum trebuie să se rezume la suma asta, gata, o las umbri și el. Aici e problema, nu de altceva. Ce ne vreau, doamna Sorina, și până acum nu se mai construia nimic dacă se vota votul. Punem bani, facem o biserică mare ca Luizi, una singură și când investim bani. Ce nu se poate să facem servici sau să facem la locale? Adică orice va fi finanțat, vorbim indicatorii. Vă dați seama cum se poate fără indicatori. Și e vorba de proiectare care trebuie și aprinsă în bani ca să putem plăti. Când vine proiectul... Noi ne angajăm în 3 ani să plătim această sumă, nu? Asta am votat. Deci în 3 ani am luat angajamentul că vom plăti această sumă. Da, vreau să vă întreb. Acum, după ce am votat, mă întreb. Noi avem 4 biserici, da? La an. Toate bisericile o să vrea niște bani. Da, în fiecare an. Mă stea la rând. Păi asta vreau să spun. O mai primit din... Asta vreau să spun, adică... Dacă asta e în ciuși, adică e nou... Doar de funcționare primește orice biserică în fiecare an. Și sus aici, la Sfântul Nicolae, suntem aproape de final, la Socodolii Pinii, da, de aici știi, la Valea acolo... O să mai scadă contribuțiile în cazul ăsta și o să... Dar aici, la final, chiar nu sunt soluții, sincer, chiar nu sunt soluții. Din capela care e acolo... Scad contribuțiile la cei care sunt lucrurile aproape să le finalizeze. Mi-ar fi mult, bă, așa, să-i ajutăm. Vreau să spun la anul,
bisericile care să le mai tăiem din bani, că erau Tot să vorbim prin la noi, prin comună, că nu toată lumea își plătește apa cum trebuie. Există posibilitatea ca de la culte să aloce și anual, alocă pentru construcții noi, pentru renovări. Dar nu știm, dacă avem proiectul, putem merge și acolo. Posibil să vină și cultele cu o parte, dar este important să ai ce depune. De exemplu, local? Nu, dar avem un proiect. Trebuie să ai un proiect. Trebuie să ai un proiect. Care un proiect. Cum s-au făcut de deviz dacă nu există proiect? Și posibil să există. Adică noi luăm decizia acum. Dar este mare la ceasă, dumneavoastră. Noi luăm decizia susținut. Este mare la ceasă. La prețurile actuale, dar cum ați estimat? Explicați-mi și noi cu estimarea respectivă. Dar nu primim. 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 Dar de profilul făcut devizul ăsta. Un arhitect. E făcut un arhitect. Ce au vrut să... O făcut o simulare. O făcut o simulare ca să avem o bază. Acum putem avea surpriza că de la cote să ne aloce și o parte din bani. În condiții în care o să avem proiectul. Gata, o să depunem și acolo. Nu dau sume mari. Dar 100-200 de mii de lei, cred că am auzit să mai dea. Am mai dat și la altă localitate. Și sincer, chiar am mai fost întrebat de anumite persoane cu... Dacă am avea, dacă am avea un proiect pe culti de rulare, ceva, anii anterior. N-am avut. N-am avut la gen, cu construcții nouă sau cu proiectare, cu autorizații, cu construcții. Cam așa s-a consumat. Și atunci, eu cred că vom avea susținere și acolo. Dar până nu avem proiectul, nu putem ști exact. O să-l depunem și tot, până la urmă. Nu poți să nu ai ce pierde. Eventual poți să primești sau nu primești nimic. Nu știu, dar important este să încerc tot.